Pentru această operațiune am folosit o cheie tubulară de 10 mm, un torx de 20, un clește mic, o șurubelniță dreaptă, o ustensilă de trimuri și un cablu de frână de bicicletă. Pentru a verifica firele, în primul rând trebuie să demontezi eleronul. Trebuie să scoți aceste 5 capace de protecție folosind șurubelnița dreaptă sau ustensila pentru trimuri. După ce ai scos capacele, trebuie să desfaci aceste șuruburi și clipsuri. Pentru a scoate eleronul, trage ușor de el spre tine. Pentru a deconecta mufele, trebuie să demontezi capacul antenei Diversity. Scoate aceste șuruburi folosind torxul de 20. După ce ai scos capacul, deconectează mufele. Eu nu am fire de refăcut acum, dar am avut în trecut și vă voi arăta cum le-am reparat fără să tai manșonul. După ce am scos izolația cablurilor, se pot vedea firele care trec prin manșon. Trage pe rând de fiecare și vezi dacă sunt rupte. Trage și scoate manșonul de pe lunetă. Ridică tot haionul și scoate manșonul și din celălalt capăt. Thank you.
Pentru a nu tăia manșonul, eu am folosit un cablu de frână de bicicletă pe care l-am îndoit la capăt și l-am lipit creând o buclă. Cablul fiind tare, l-am introdus în manșon prin partea de sus și m-am jucat cu el până a ieși prin partea de jos. Odată ajuns în partea cealaltă, am băgat un cablu prin buclă, l-am legat bine cu izolir să nu scape și l-am tras în partea cealaltă. După ce am trecut cablul, am refăcut legăturile, am pus varnish și le-am cositorit. Montează manșonul. La final, izolează bine firele și poți monta eleronul la loc. Conectează mufele, aranjează firele și pune capacul la loc. Strânge bine toate șuruburile pentru a nu risca să intre apă. Eleronul trebuie să intre pe aceste două ghidaje. Pune toate clemele și șuruburile la loc.
Acum poți pune capacele de protecție la loc. Cele moi vin pe mijloc, iar cele tari în laterale. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a fost folositor, nu uita să apeși pe butonul de like și pe butonul abonare. Pentru orice nelămuriri, îmi poți lăsa un comentariu, iar eu o să încerc să vă răspund tuturor.